Bună, Răzvan! Ne întâlnim astăzi pentru a vorbi împreună despre AVC-uri, accidente vasculare cerebrale. Exact. Iată unele dintre, probabil, mai temute decât infarcte, boli. Deci este mai periculos și mai... E un pic mai periculos din mai multe motive. Nu doar din pricina faptului că lipsesc aceleași mijloace terapeutice pe care le-am dezvoltat cu anii în infarct, cât și din prisma faptului că ele sunt grevate de mult mai multe complicații și sechelele lăsate de aceste accidente vasculare cerebrale sunt mult mai serioase. Ce înseamnă accidentul vascular cerebral? Nu e un accident de circulație, nu e tare treabă cu traumatismul, nu e că te-ai împiedicat și ai făcut accident vascular cerebral, nu. Ci presupune că există la fel fie o înfundare, o obliterare, o astupare, o blocare a unui vas de sânge important care alimentează de data asta creierul cu sânge și oferă și lui tot ceea ce are nevoie, atât substratul pentru energie, cât și oxigenul sub care se produce această ardere și se obține energia. Sau, din contră, există o spargere, o rupere a unui vas de sânge și sângele iese din vas și ajunge în contact direct cu țesutul nervos, având de-a face cu ceea ce se cheamă accidentul vascular cerebral hemoragic. Popular erau cunoscute drept comoție cerebrală, atac cerebral, tot felul de denumiri de genul ăsta, dar ele sunt de tipul ăsta. Bolile astea le faci la fel, vorbim de infarct miocardic, vorbim și de infarct cerebral, e aceeași chestie care se întâmplă. Tot în condițiile apariției aterosclerozei, tot în condițiile apariției dislipidemiei, tot în condițiile hipertensiunii, tot în condițiile obezității sau nu. Sigur, nu trebuie să fii obez ca să le faci pe toate astea, repet. Da, poți să le ai pe toate celelalte. Da? Și ce se întâmplă? Ai vase fragile, ai vase înfundate cu grăsime și fie se astupă pentru că se rupe o placă de aterom și astupă și face blocaj și nu mai trece sângele, ca la Mărășești, pe aici nu se trece, fie vasul fiind încărcat de grăsime, fiind mai friabil, mai rupt sau din alte motive, fiind dilatat, supus unei forțe continue din cauza presiunii crescute, se rupe și din cauza rupturii acestui vas de sânge, este inundat creierul cu sânge și lucrurile sunt mult mai dramatice. Dacă mă întrebați care e mai grav, e mai rău să faci un accident vascular cerebral hemoragic decât unul ischemic. Pentru că, deși sângele este vital pentru a aduce acești componenți, oxigen și substanțele nutritive, să le zicem global, ca să asigure energia și să asigure resursele necesare pentru treaba pe care o face creierul, odată ieșit din vas, pentru că există o barieră între sânge și creier, așa numită barieră hematoencefalică, când vine în contact direct cu țesutul nervos, anumiți produși din sânge fac foarte, foarte rău țesutului nervos și produc moartea mai accelerată a neuronului și de aici lucrurile sunt mult mai grave și mult mai greu corectabile. De ce spun treburile astea? Pentru că accidentul și de ce spun că e mai rău și unul decât altul și mai rău decât infarctul miocardic? Pentru că bolnavii rămân, și să știa, domne, aparalizat. Adică rămân de principiu, pentru că sunt afectate arii responsabile cu mișcarea, cu coordonarea mișcării, rămân incapabili să facă anumite mișcări. Incapabili să se hrănească singuri, incapabili uneori să vorbească, incapabili să facă anumite chestii. Și fie sunt cantonați la pat, fie au nevoie de ajutorul familiei, că nu sunt cantonați la pat, dar nu mai pot să mai facă gesturile pe care le fac. Vestea și mai tristă este că apar accidente vasculare cerebrale din ce în ce mai frecvent, la o vârstă din ce în ce mai mică. Există și în cadrul acestor accidente vasculare cerebrale și cazuri în care sunt accidente vasculare cerebrale la tineri, asociate cu diferite mutații cu care te naști, vinovat că te-ai născut cu anumită chestie, odată descoperită, corectată, lucrurile se mai pot face. În unele cazuri nu prea ai ce să faci, trebuie doar să previi mai mult decât să înlături treaba asta. Există cazuri în care ai anomalii de coagulare a sângelui și sângele tău este mai predispus să se coaguleze decât e sângele unei persoane normale și atunci există posibilitatea să formeze cheaguri de sânge care să blocheze la rândule chestia asta și să se lase. Dar există o proporție destul de mare, alarmantă aș putea spune, de pacienți tineri care n-au cauze de genul acesta și au cauze legate de stilul de viață, care fac accidente vasculare cerebrale cu consecințe din ce în ce mai severe, cu consecințe din ce în ce mai mari, mai grave, la vârste din ce în ce mai tinere. Bun.
Repet, paralizia e doar unul dintre ele. Cum se poate manifesta un accident vascular cerebral? Simplu, orice deficit neurologic a apărut brusc trebuie la fel considerat până proba contrarie accident vascular cerebral. Ischemic sau hemoragic, nedeu, să știi. Noțiunea de ischemie sau hemoragie se pune după ce pacientul a făcut un examen imagistic, de principiu tomografie cerebrală cu substanță de contrast sau RMN cerebral. E mai sensibil RMN-ul, e mai, oarecum puțin mai bun RMN-ul făcut față de CT-ul cerebral, dar asta și depinde de ce poate și unde l-ai făcut și de zona și ce are spitalul și cum e dotat și ce dă pânca medicului care te vede. Multe variabile. Ideea este că un pacient, ce înseamnă deficit neurologic? Un pacient care ori nu mai poate să vorbească, ori vorbește prostii, se întâmplă. Adică el vrea să spună, sunt 7 mere pe masă și spune, am fost acasă aseară. Pentru el face sens ce aude, dintr-o dată pentru cei din familie, ori stâlcește cuvintele, ori le asociază tâmpit, lucrurile sunt dezastroase. Nu-și mai simte o mână, nu-și mai simte un picior, nu-și mai simte jumătate de corp. Sau dintr-o dată cade brusc și nu mai poți să mai vorbești, că nu te mai înțelege, are privirea, începe să aibă privirea fixă și așa mai departe. Se poate ajunge până la ceea ce se cheamă sindrom de locked in, sindrom închis înăuntru, în care bolnavul are un accident cerebral într-o zonă atât de mare a creierului, încât de-abia își mai poate mișca ochii și nu își mai poate mișca de sus în jos, ci doar stânga-dreapta. El e viu, da? Și nu e într-o stare vegetativă, nu e mort, nu e în comă, dar nu-și mai poate mișca pentru că atât a mai rămas activ din creierul lui ca să mai poată să mai facă treburile astea. Uneori sunt foarte greu recuperabil bolnavi ăștia. Da? Sunt chestii de genul ăsta. Sigur, sunt bolnavi unii care au făcut deja infarcte și care își fac accidente vasculare cerebrale. Da? Poți să faci accidentul vascular cerebral înainte de infart. Uneori când ai ateroscleroză, dizipidemie și diabet zaharat, E o chestiune de timp până vai face una din complicații și vei face ori infart, ori accident vascular cerebral. Și lucrurile sunt destul de serioase. Nu e o chestie de alegere. Deja lucrurile, cum spunea Cezar, zarurile deja sunt aruncate. Da. Speri doar ca numărul care e tipărit pe ele să fie unul care îți e în avantajul tău, dar zarurile sunt deja aruncate, nu mai e foarte, foarte mult de făcut. Dacă nu începi să schimbi stilul de viață din momentul ăla. Sunt mult mai greu în contextul de față, accidentul vascular cerebral ischemic, acela care se lasă cu fundare de vas, începe să beneficieze de program și în România și în lume, de același program pe care are infarctul miocardic acut, adică să încerci să administrezi o substanță dacă pacientul care dizolvă cheagul, în anumite centre, nu în toate, în anumite centre universitare europene, se încearcă la fel desfundarea vasului cu acele sârme care se bagă pe cum a fost la inimă. Încerci să accesezi circulația cerebrală, numai că nu e chiar atât de simplu cum e la inimă. Lucrurile sunt mult mai serioase, mult mai greu abordabile, mult mai greu, dacă vreți, de reparat la nivelul ăla decât e la nivelul cordului. Și din pricina experienței, și din pricina materialelor, și din pricina multor lucruri care încă nu le-ai experimentat, nu poți să știi cum vor reacționa. Și a pacienților eligibili pentru așa ceva, evident. Și bineînțeles că lucrurile sunt cu atât mai dramatice în accidentul vascular cerebral hemoragic. Gândiți-vă ce înseamnă un om de 50 de ani, care până mai ieri își făcea treburile în mod normal, la servici cade din picioare sau în drumul spre casă cade din picioare, nu mai poate să vorbească, nu mai poate să mai facă nimic, are accident vascular cerebral hemoragic sau ischemic și n-a ajuns eventual la timp să se poată face ceva cu treaba asta și rămâne cantonat la pat. Nu-și mai poate controla sfincterele. Trebuie să fie îngrijit, nu mai merge singur la toaletă. Nu mai poate să facă nimic. Un om care era funcționar perfect ieri, mai avea 15 ani până la pensie, da? După pensiunea de 65 de ani, brusc, dintr-o dată devine un om pentru care orice gest banal e colosal. E colosal. Și asta se întâmplă acum. Da? Sigur, nu o faci acum, asta este consecința anilor și a factorilor care s-au acumulat și au acționat asupra chestiilor astea. Stresul poate decompensa, nu stresul îți dă așa ceva. M-am supărat și asta. Da, sigur, stresul a decompensat treaba asta, dar n-ai făcut pentru că te-ai supărat, că a țipat vecinul, că ți-a tăiat pensia guvernul, că ți-a sărit gardul capra și așa mai departe. Asta a fost chestia care a decompensat. Asta este rezultatul acțiunii de ani și ani de zile, a ignoranței de ani și ani de zile care a acționat și acum ai cules niște roade pe care sigur nu le dorești.
repet, îngrijirea bolnavului, atât în spital, cât și în, de către familie, este mult mai, mai serioasă, mai grea, mai gravă pentru un accident vascular cerebral decât pentru un infarct miocardic astăzi, da? Și recuperarea bolnavilor e mult mai serioasă. De asta, accidentul vascular cerebral e foarte serios. Există programe de prevenție secundară și apelez sau spun tuturor ascultătorilor emisiunii noastre că e foarte important, dacă știu că au avut în familie sau dacă ei înșiși au suferit și s-au recuperat, să ia cu scrupulozitate tratamentul și să meargă la control, tocmai pentru că acest lucru poate preveni apariția unui altul. Există paciente cu 2, cu 3, cu 5 accidente vasculare cerebrale. La un moment dat, unul va fi fatal. Da? Sau unul va cantona definitiv pentru 5, 10, 15 ani până faci escare și mor din cauza infecțiilor escarelor, să faci un accident vascular cerebral. Și cum trebuie să faci 3, poți face unul singur să fie de ajuns sau care să te pună la pat definitiv pentru mult timp. De asta cu așa ceva nu e de glumit. În teritoriul creierului o astfel de afecțiune este dramatică, este foarte, foarte serioasă recuperarea pentru așa ceva. Din păcate, nicio profesie, din păcate, nicio categorie socială sau nicio categorie de vârstă nu poate fi exclusă de la așa ceva. Am văzut medici redutabili care operau extraordinar și care au făcut AVC. Și pentru că nu scrie nicăieri, nicio carte, că dacă ești medic, că dacă ești inginer sau că dacă ai făcut 2 accidente vasculare, nu poți să faci 4-3. Ba nu, e un factor de risc mai mare ca să-l faci 4-3 și 4-4 față de unul care n-a făcut niciun. Spune-ne care este tratamentul. Dacă, repet, dacă e accident ischemic, există posibilitatea, în funcție de tipul de bolnav, de tipul de pacient de care vorbim, de cât de repede s-a prezentat la medic cu simptome respective, ca și de area abordabilă să se poată face ceva intervențional, să se desfunde vasul. Dacă este hemoragic, lucrurile sunt foarte limitate a face. Eventual, poți preveni complicația, inundația de ventricul, nu prea poți, dar angajarea, hernierea, hipertensiunea intracraniană, poți ajunge la un moment dat să-ți dea o gaură în țeastă, în cap, ca să prevină acumularea de sânge care în continuare se strânge acolo, să te apese pe cărești să mori din cauza asta. Și trebuie să vină neurochirurgul să dea o gaură în cap, să iasă sângele la o parte și să poți să faci treaba asta. Se întâmplă. Asta e una din complicațiile accidentului vascular cerebral, hemoragic. Iar recuperarea după el este gravă și serioasă, nu poți să faci foarte mare lucru. Ce poți să faci foarte... Dacă dai ceva care favorizează coagularea, sigur vă face hemoragic, vă face ischemic, da? Vă aduce la treabă. Și este foarte serios treaba asta. Prevenția, dacă știi că ai în familie, dacă știi că duci un stil de viață dezordonat, dacă ai avut un prieten care a făcut treaba asta, nu că să ia, dar poate te-a impresionat, este momentul ca să faci așa ceva. Dacă ai aflat că există bolile astea și știi că poți face ceva, e momentul să faci acum. Deja amânarea este un factor care agravează lucrurile. Și ce este de făcut? Dincolo de schimbarea stilului de viață, controle, da, evaluări periodice și așa mai departe, tratament pentru la bolile de care suferi. Dacă știm că am avut un accident vascular cerebral, când ne cheamă medicul, dacă cineva din familia noastră care presupune o predispoziție pentru noi, trebuie să mergem să ne prezentăm, să spunem neurologului că se întâmplă eventual așa mai departe. Asta e decis în funcție de consultul pe care neurologul sau eventual un cardiolog l-ar putea face. Asta înseamnă că trebuie să faci analize de sânge, că trebuie să faci EKG, că trebuie să faci ecografie de cord, dar și de vase carotidiene, ca să vezi dacă sunt plăci care se pot rupe și odată plecat de acolo grăsimea să se ducă mai departe și să astupe vasul de sânge. Da? Și asta înseamnă că în momentul în care ai aflat de treaba asta, să iei tratament care previne apariția asta, antiagregant, anticoagulant, eventual, dacă e cazul și așa mai departe. Îți mulțumim tare mult, Răzvan. Cu mare plăcere. Dragilor, pe data viitoare.